Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival pe acest canal, pe acest minunat canal. Nu știu, am chef așa să filmez. Da, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft pe acest minunat canal. În acest episod m-am gândit... Vă nu vi se pare că bățul ăsta e înduit? Uitați-vă în inventar. La bățul ăsta, care ține acum în mână. Nu vi se pare că e înduit? Și sabia asta e puțin ciudată. În fine. Da. Astăzi vom face o fermă de fân. Te uitați fix aici. Și da, hai să începem. În primul rând îmi trebuie seed. În următoarea așa, cred că o să fac și o fermă de morcovi. Mai bine. Da, mai după o să fac și o fermă de morcovi. Dar dacă mi-ar pica și mie niște siguri. Am niște cocoa beans, dar faza e că n-am, nu mă pot duce un biome din ăla de, nu am pești prin apropiere, că atunci când m-am spawnat, ați văzut că m-am spawnat lângă o junglă și am cules câteva de astea, dar nu mai știu în ce direcție era jungla, că dacă e să mor, oricum am spawn voi la pat. Deci am nevoie de siduri. Una destul de rar, adică. Deci văd că e cât asta mai mare așa. Iarba mai mare, văd că-s dă siduri. Abia 3 seeduri. Da, e destul de rar, adică poți pica chiar rar seed. E ca una. Nu știu, deocamdată, adică mai bine, ca ați văzut, după ce cultivi fânul, parcă îți dă și semințe, dacă nu mă înșel. Eu nu mai știu. Da, îți dă și semințe. Și de aia. De aia, acum o să culeg decât câteva. Dacă e mare, mai mare pe viitor ferma. Mai bine știe. Da, deci cam asta e programul de filmat, la cât vreți să fiți activi pe canal. De dimineață cam pe la 10:30, așa, vedeți acum cât e ceasul. Aproape 10:30. Pa. Coș de gunoi. Poți să cad prin coșul de gunoi? Nu. O să arunc iteme pe aici. Mă rog. Cam pe la orele 10 și 4, 5 așa, 4 spre 5 o să apară episodul de Minecraft pe canal. Deci asta e programul de Minecraft Survival deocamdată. Vedem și cum e programul de roleplay, adică mă gândesc să mai fac niște roleplay, să fac și roleplay pe canal. Dar nu știu, să-mi spuneți în comentarii dacă ați vrea să fac roleplay. Pentru că știu că multor oameni le plac. Dar nu știu în funcție de voi. Adică dacă multor oameni le plac, asta nu înseamnă că vă plac și vouă. Și de-aia mai mult, mai bine vă întreb. Ca să nu mă gândesc eu de găinile astea. Bă, aș putea să le aduc să fac o fermă de animale. Ia veniți, mă, încoa. Măi, găinușelor. Ia veniți voi încoa. Să vă pun eu la căsică. Fii atent, mă duc și duc găinile astea acasă. Le fac repede un țarc. Și după le iau din nou cu astea, cu... Sidu. Te mai transună. După le iau repede cu sidul ăsta. Știi? Și le bagă repede acolo și gata. Fac și o fermă de găini. O fermă de găini oricum o să fac în caca.
am le cât de cât. Nu o să fiu o fermă mare. Nu știu dacă o să-mi ajungă lemnul. Fine, deocamdată le bag în casă și le închid în casă mai bine. Deocamdată. Tipo, merg așa în șir, gen. Noi suntem români. Noi suntem români. Mă rog, ia oare intră în casă? Scuteți. Ia veniți voi în casă. Aparent, da. Unele animale nu intră. Cum cu ce să acopăr eu repede. Nu! De ce sunteți handicapate? De ce s-a întâmplat din cauza voastră? Că nu sunteți cu minți. Ia veniți voi încoace. Hai, de unde plecăm? Vă bag fix aici, în fundul camerei. Să stați cu minți. Stați aici! Te vă mulțesc că ați faceți copii. Lor altul nu-i dau nimic. Nu plecați nicăieri, stați acolo. Acum o să-mi văd și eu în sfârșit de treabă. Să le fac ferma animalilor astea blestemate. Cred că o să o fac aici. Da, oricum nu mi-ajunge. Nu mi-ajung fence. Mă gândeam să fac, uite, așa în zigzag acum. Dar va trebui să mă duc să iau grămadă de lemn. Da, va trebui să mă duc să iau grămadă de lemn. Boing. Păi da, fraților, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. M-ar ajuta foarte mult și un subscribe și poate și un share dacă aveți prieteni. Distribuiți acest video la alți prieteni și așa, pentru că sunt și eu la început, adică mă că n-am niciun abonat. Adică deocamdată nu mă pot uita pe canal. După o să mă uit să văd dacă am mai strâns vizionări sau, mă rog, chestii. Pentru că trebuie să-mi fac câțiva abonați și abonații aia trebuie să fie niște prieteni ca să fac câțiva abonați. Să fac vreo 30 de abonați așa, ca să am, să fie, adică să fie ca lumea canalul și să-l punem pe public, știi? Și după se vor abona multă, cred că se vor abona o grămadă de persoane. Adică vreau și eu să ajung măcar ca Andy, ca Andy YouTube, Andy YouTube, Andy lectură de la A la Z măcar, sau ca Pink. De-abia să joc ca YouTuber măreț cum sunt. Max Infinity, Rafael, PewDiePie. Holy fuck. Persoanele astea chiar au vrut să se întâmple lucrurile astea în viața lor. Adică bănuiesc că dacă voi vă uitați acum la acest video și vă doriți să fiți ca mine, vă spun eu din tot sufletul că veți reuși. Deci vă spun eu din tot sufletul că veți reuși să ajungeți ca mine. Să ajungeți ca cei mai mari youtuberi. Poate voi vă pricepeți. Nu știu. Poate aveți niște prieteni. Rugați-i să se uite și la videourile mele. Poate le plac. Se abonează și la mine lumea. Măcar. Ca să fac show, adică nu cred că am abonați. Că la început și cam nimeni nu știe de canalul meu. Adică dacă ar ști cineva, de exemplu, cred că o să-mi facă prietena Alex o promovare, nu știu. Cred că o să-mi facă, îi spun eu cum să-mi facă, că el nu știe chestii de-astea. Ei nu prea filmează cu mobizen. Mă, acum e timpul să luăm sidurile și să atragem găinile astea nebune. Țiganilor, ia veniți încoa. Level 4 ei. Ia veniți, mă, țiganilor, încoa. Să vedem. Ia veniți, mă, vieți, familia. Ei, deocamdată stați aici. Unde te duci, mă, nebuna?
Bun. Am făcut și țarcul de animale. Nu cred că mai apuc să fac ferma. Adică îmi trebuie iron. Trebuie alte chestii. Acum nu știu ce să mai fac. Hai să mai mobilez casa asta. Adică parcă e prea... Așa mai prea... Nebună. Parcă e prea... Simplă, nu știu. Prea simplă casa. Facem și noi o măsuță. Hai să sparg asta. Facem și noi o masă aici. Dar dacă n-ar mai punem locul ăsta blocuri. Ce dracu! Voi ați văzut că s-a spart geamul singur? De jur, voi ați văzut că s-a spart geamul singur? Holy fuck! S-a spart geamul singur. Mă, ce m-a speriat. De s-a fucking spart geamul singur. Ați văzut și voi? Nu înțeleg de ce se pun blocul ăla ca să mă curte. Nu înțeleg, ce naibii? Adică pun un bloc și după se pun și... Se întâmplă fenomene ciudate. Chiar am făcut masa. Cam așa arată. A trebuit să fac și un scaun ceva. Hai să fac un scaun, de ce nu? Oh, bine, deja fac o... Mă rog, după o să mă duc să le mulțesc. Bun. Acum ce vreau să fac? Vreau să fac un scaun. Nu prea știu cum o să-mi iasă acest scaun. Eu nu știu cam pe unde să-l pun. Da, nu știu, hai că fac o canapea. În fine, fac așa. Spargem așa. Spargem, uite, aici. Și punem așa ca niște chestii de-astea. Care îți pui mâinile. Da, noi n-avem muși la casă. Stai, Olec. Noi n-avem muși la casă. Ce mă mai ai? Gata. Acum avem muși la casă. Să ne punem totul în chest. Păi da, cred că cam ăsta e episodul. Ferma de animale și am mobilat puțin căsuța. Sper că v-a plăcut. Trebuie să-ți puțin. Dacă tot sunt aici, să mă duc să mulțesc găinile. O, făcut-o. Tare. Am plecat nicăieri. Bum. Bum. Iar tu, micuțule, vei fi hrănit de mai multe ori. Ca să crești tu mai repede. Bun. Păi da, fraților, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați de un like, share și un subscribe care m-a ajutat foarte mult și noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!